Spiritul Crăciunului aduce voie bună și fericire, iar sărbătoarea lui alături de cei dragi este un lucru foarte important, să împodobești braduri alături de cei dragi. Povestea lui Moș Crăciun. El trăiește la Polul Nord alături de soția sa, reni și elfi. Elfii îl ajută să se descurce printre miliardele de scrisori de la copii care vor jucări și să determine dacă acestea au fost cuminți sau nu. În seara de ajun, moșul își pune faimosul său costum roșu și încarcă toate jucăriile în sania sa trasă de 9 reni. Nasul roșu al lui Rudolf devine în acea seară indicatorul direcției. Moș Crăciun primește foarte multe scrisori de la copii. Moș Crăciun dăruiește la toți copiii cadouri dacă aceștia au fost cuminți tot anul sau nu. El este cel care așteptat de copii și cel mai iubit, deoarece aduce cele mai frumoase cadouri și cea mai multă veselie. Fiecare dintre noi știe că Moș Crăciun locuiește în Laponia, aproape de Polul Nord. De aici, el își ia zborul în fiecare iarnă în sania trasă de reni, îndreptându-se către copii care i-au scris în timpul anului pe adresa lui din localitatea Naparipi, află în partea din apropierea orașului Rovaniemi, din Finlanda. Dar până să-și ia sacul cu daruri în spinare, Moș Crăciun are obiceiul de a-și aștepta oaspeții în propria lui casă, construită din lemn de brad, plină de cărți cu povești pentru copii. De Crăciun se obișnuiește ca, odată cu împodobirea bradului, să se așeze la poale și ieslea, reprezentând scena nașterii Domnului. Figurinele de ceramică sau din lemn pictat îi reprezintă pe pruncul Iisus, Fecioara Maria și Sfântul Iosif, alături de cei trei magi, îngeri și animale care trăiesc în iesle. Perioada sărbătorilor de iarnă începe pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului, și se termină pe 7 ianuarie, des ziua Sfântului Ioan Botezătorul. Bradul împodobit cu globuri și beteală a devenit un obicei specific Crăciunului abia în secolul al XX-lea, deși încă de la geto daci era considerat copac sacru. De mult, grupurile de copii mergeau cu Moș Crăciun după miezul nopții de 23-24 decembrie. În satele românești, nu doar copiii merg la colindat, ci și adulții. În noaptea de ajun, ei colindă din casă în casă cu dansuri și cântece, fiind conduși de un vătaf sau jude. Se obișnuiește ca de Ignat pe 20 decembrie, ziua Sfântului Mucenic Ignatie Teofilul, să se taie porcii de Crăciun. Crăciun este un zeu solar, de origine endo-europeană, specific teritoriilor locuite de geto-daci, identificat cu zeul roman Saturn și cu zeul iranian Mitra. Timp de peste un mileniu, creștinii sărbătoreau anul nou în ziua de Crăciun. Determinativul de moș arată vârsta zeului adorat, care trebuie să moară și să rănească, împreună cu timpul calendaristic, la anul nou. În legătură cu Moș Crăciun au circulat multe legende. Prin tot ce face, Crăciun se opune sau împiedică nașterea pruncului creștin Iisus, deoarece venirea pe lume a acestuia înseamnă moartea moșului. Tradițiile contemporane despre Sfântul Crăciun, despre moșul darnic și bun, încărcat cu daruri multe, sunt influențate livrești care au pătruns în curtea populară de la vest la est și de la oraș la sat. Sărbătorile de Crăciun durează în sens restrâns 3 zile. Magia anotimpului. Deasupra acestui anotimp, plin de vise și speranțe,
trăiește un suflet de copil. Acesta este anotimpul magic. Imaginați-vă, în liniște și frumos, un peisaj de iarnă printre brazii foarte veseli, plini de zăpadă. Aceasta este magia care trebuie trăită din plin. Doar o noapte a anului foarte atrăgătoare, înconjurată de multă veselie și care emite în culori paiete. Doar într-o singură noapte din an, copacul este luminat, emitând scântei colorate. Acest copac magic, în acea noapte, îndeplinește dorințele tuturor celor care se opresc sub coroana lui. Haideți să ne lăsăm conduși de magie și să facem bucurie în sufletele miilor de copii. Mit. Cu toții îl știm ca fiind un personaj blajin, cu barbă albă și costum roșu, care ne aduce cadouri an de an în seara de 24 decembrie. Se spune că acum mai bine de 2000 de ani acesta a primit-o pe mama. Neștiind însă că femeia este maica Domnului, nu a primit-o în casă, ci a trimis-o să nască în grajdul vitelor. Crăciuneasa a fost cea care a ajutat-o să nască fără știrea soțului ei. Când Crăciun a aflat în cele din urmă că în grajdul său s-a născut Domnul Iisus, s-a căit teribil și a cerut iertare lui Dumnezeu, devenind astfel primul creștin. Se spune că el s-a căit atât de mult încât a doua zi și-a împărțit întreaga avere copiilor săraci. Așa s-a născut povestea moșului care an de an împarte daruri. Povestea bradului de Crăciun. În secolul al VII-lea, călugării foloseau forma triunghiulară a bradului pentru a descrie Sfânta Treime. În jurul anului 1500, oamenii au început să vadă în bradul de Crăciun un simbol al copacului din paradis și au atârnat în el mere roșii, simbol al păcatului original. În secolul al XVI-lea, familiile creștine au început să decoreze brazii cu hârtie colorate, fructe și dulciuri. Dar mai înainte, în secolul al XII-lea, oamenii obișnuiau să atârne brazii de Crăciun în tavan cu vârful în jos, ca simbol al creștinătății. Când spiridușii furau cadourile de sub brad, nu le aduceau. Ideea de spiriduș de Crăciun vine de la credința străveche că gnomii păzeau casa omului de spiritele rele. Spiridușii au fost iubiți și urâți pentru că, deși uneori se purtau cu bunăvoință, puteau foarte ușor să se transforme în ființe răutăcioase și nesuferite atunci când nu erau tratați cum se cuvine. În 1822, poetul american Clement Clark a publicat lucrarea cunoscută și ca The Night Before, în care el l-a descris pe Moș Crăciun. Dar în 1925 s-a descoperit că nu există reni la Polul Nord, așa că toți cu ochii s-au întors spre Finlanda, unde există multe animale de acest fel. De fapt, toate acestea contribuie la spiritul sărbătorilor în sine. Ziua de Crăciun are ca și semnificație nașterea lui Iisus Hristos, pe care cu toții o sărbătorim pe data de 25 decembrie. Povestea lui Moș Crăciun în imagini. Cândva de mult, la pe mai nimic, aproape.
meșterul, vânduse toate jucăriile și se întoarce asta în casă. Bătrânul știa că nu mai avea nicio jucărie. Dorința celor trei frați germani și mergând așa pe gânduri, fasolul să bagă un pui de căprioare. Se pare că puiul de căprioare se rănise la un picior. Să știi că dorința ți se va îndeplini. Atunci, ca din pământ a apărut o sanietate purtată în zbor de niște eleni minunați. Și atunci, bătrânul s-a luat. Și putut spune cât și pe unde l-a purtat. Însă, într-un târziu, văd cum coboară lii într-un ținut în zăpezi, unde așteptau căsuri de cu mulțime de pitici, care erau harnici, erau demonatici, ca să se copil din lume pentru fiecare.